Mulțumim Domnului că El ne-a deschis calea și am putut ajunge. Noi inițial am vrut din toamnă să venim împreună cu Iudi, dar uh, drumurile așa au fost cu pandemia asta și mulțumim Domnului că ne-a deschis ușa acum. Uh, spuneam și azi de viață, în vara asta, chiar în mijlocul cu pandemiei, prin luna august, iulie-august, M-a sunat niște frați de la Alba Iulia, o biserică de frați rom, de frați țigani, și au zis, frate, vii la noi. Am zis, bine frate. O n-am știut eu unde eu mă duc, știți? <laughs> Când am ajuns în curtea bisericii, la ușa bisericii, erau până pe scări afară. Până pe scări, dintr-o biserică de vreo 200 și ceva de scaune, cred că erau vreo 500 înăuntru. Nici n-am avut loc să intru, vă mărturisesc că m-am strecurat printre ei de la ușă, am intrat unul peste altul, unul peste altul, ca sarmalele erau. Abia am ajuns de acolo, din spate, de până aici, dar cum am intrat, până am ajuns aici în față, care m-a prins, m-a luat și m-a pupat. Care m-a prins, m-a luat și m-a pupat. m-a pupat. Când am ajuns aici în față, a venit diavolul la mintea mea și a zis, ești gata. Ai luat COVID-ul acum. <laughs> nu mai scapi. <laughs> Știți, în momentul ăla mi-a venit în minte o cântare foarte veche și frumoasă care zice Dacă nu zidește Domnul, degeaba zidește. Și dacă nu păzește Domnul, degeaba păzește. Am trecut cum am trecut, am ajuns acasă și mi-am făcut analizele. Știți? Nu de frică, nu mi-a fost frică, dar le făceam o dată pe an. Și zic, hai să facem și asta, să vedem, avem anticorpi, testul ăsta de, din sânge, știți? Și acum ascultați nu știu cum e la voi cu analizele, dar la noi, dacă ai de la 0 la 10 unități, înseamnă că n-ai anticorpi și n-ai avut boala. N-ai făcut anticorpi. Dacă ai peste 10 unități, înseamnă că ai avut boala și ai făcut anticorpi. Și la nevastă mi-a ieșit 15 unități. Zic, slavă Domnului că ai făcut boala și ai anticorpi, ai scăpat. Și mie, auziți, mi-a ieșit 97. Și am zis la nevastă mea, mă, asta mi se trage de la frații mei țigani. Că a tău pupat ăștia de -a, a imunizat total. Acum spun din toată inima în această, în această seară, frații și surori, noi n-am primit un duh de robie să ne mai fie frică. Să știți că frica asta e contagioasă. Dar vă spun ceva, și bucuria e contagioasă. Știți, pe mine, oamenii care nu mă cunosc, eu trăiesc de la 10 ani fără amândouă mâini, voi mă cunoașteți, dar foarte scurt, în seara asta o să spun puțin pentru cei care nu știți cum am trecut prin asta. Cei care nu, nu mă cunosc și aud, mă zice că am auzit că la noi în biserică vine un om fără mâini, m-am gândit că vine unul supărat, așa trist, apăsat, dar zice, m-am uitat la tine, tu nu par deloc așa. Și am zis, mă, știi de ce nu par? Că nu sunt așa. Că Duhul lui Dumnezeu locuiește în mine. Și când Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine, asta se vede pe fața ta. Transmis ceva. Eu mai întreb pe frate unde Dumnezeu mă duce. Cum e frate viața ta? Îmi place să aud. Și ce zic frații de pretutindeni? Chiar și aici în America. Greu, frate, zice. Cap pe pământ. Ați auzit cuvântul ăsta? La voi zice tot așa, nu? Cap pe pământ. Minunat. Te-am zis la unul odată, ascultă-mă, frate, te-ai culcat flământ vreodată în viața ta? Nu deci ce nu? Cum? S-a dat Dumnezeu casă, masă, familie, copii, a binecuvântat Dumnezeu din încălcâie până în creștere. S-a umplut Dumnezeu cămara, frigiderul, dulapurile. Apropo, știți cum se închid dulapurile la noi pe Nu știți, vă spun eu. Unul împinge cu umărul, altul închide cu cheia că spline, burdușite, pleznesc. Zic te-a binecuvântat Dumnezeu, de nu mai poți duce. Da. Și te mai întreb o dată, cum e viața ta? Stă el ce stă și zice, tot greu. Auziți? Este noi. Nu știu dacă americanii au asta, dar noi, românii, avem. Trebuie să recunoaștem. În nația noastră e lucrul ăsta. Privim la partea goală a paharului. Oricât bine ne-a făcut Dumnezeu, dacă ne ascultă Dumnezeu de 100 de ori și odată nu ne ascultă, ține minte că nu ne-a ascultat Dumnezeu. Avem și o vorbă noi români. Mă, dacă îți face unul bine de 100 de ori și îți face odată rău, ce ți minte? Ce ți-a făcut rău? Și vine Dumnezeu și spune așa. Nu vezi tu, omule, că și bunătatea mea te îndeamnă la bucăință. O să vă spun în această seară foarte scurt cum Dumnezeu m-a vindecat pe mine de o boală, am suferit de o boală. Ascultați, o boală care n-a găsit-o niciun doctor. Și boala asta s-a numit și se numește boala cârtirii, boala nemulțumirii. Asta e grea boală. Și am spus-o în orice loc. Și de ce e grea boala asta? Ascultați, că nu doare. O boală care nu doare aia e cea mai periculoasă, că duce direct la moarte. Când te doare capul, spatele, mai e o pastilă. Am întâlnit într-o biserică un frate la vreo și ceva de ani. Și mi-a zis fratele ăsta așa. Și câte mine, frate Sergiu, toată viața mea am suferit de boala asta. Toată viața am fost nemulțumit de soție. Orice a făcut, n-a făcut bine. Nemulțumit de copii, nemulțumit de salar, nemulțumit de timp, dacă plouă de ce plouă, dacă e soară de ce soare? nemulțumit de biserică, nemulțumit de păstor, nu mai zic, nemulțumit de comitet, nemulțumit, nemulțumit, nemulțumit. Am trăit așa, și când trăiești o viață așa, ți se pare normal. Uitați-vă astăzi cu cine vorbești, cu cine te întâlnești, toată lumea e nemulțumită de ceva. Și ți se pare că e normal. Și vine Dumnezeu în contextul ăsta și zice, nu e normal. Tu nu trebuie să fii așa. Cum, Doamne? Auzi ce zice Dumnezeu. Alege să ai o inimă mulțumitoare. E simplu. M-a întrebat cineva, care e cel mai fericit om, frate, după pererea ta? Zic, și care e cel mai fericit om? Omul mulțumit. Punct. Asta e cel mai fericit. Omul mulțumit. Și cel mai nefericit e omul nemulțumit. Și nemulțumirea asta pleacă de la tineri până la bătrâni. Te uiți în oglindă de multe ori, ca tânăr, parcă nu-ți place ce vezi, nu? Zici dacă m-ar fi făcut Domnul cu ochii albaștri de 1,95. Te uiți la hainele tale și parcă nu ți bune. Te uiți la casa ta și parcă altul e mai bună. Te uiți la tot ce ți-a dăruit Dumnezeu și parcă tot altul e mai bine cuvântat. Și cum spunea Vulbran și mi-a plăcut. Noi românii suferim de o boală. Ascultați, totdeauna găina vecinului pare curcan. M-am gândit, mă, ce adevăr m-a răzis omul Parcă totdeauna ce are altul are mai mult ca mine. Și uiți să privești la darurile lui Dumnezeu din viața ta. V-am spus și de data trecută, vă spun și acum. Încearcă să trăiești o singură zi fără mâini. Încearcă. Hai că ai încercat-o de toate. Uite, încearcă și pe asta. Pătărește-o zi să nu-ți mai folosești mâinile deloc. Uite, mâine dimineață. Încearcă-mă. O zi. Nu o sută de zile, o zi. Să te scol dimineața din patul tău și să aștepți să te îmbrace cineva. Încearcă. Hai că nu-i greu. Să te pui la masă, să aștepți să te hrănească cineva. Să te duci la toaleta asta. Asta e cel mai greu. Și să aștept să meargă altul cu tine. Să te spele cineva pe față, pe dinți, să te lege la șireturi, să te scarpine în cap. Asta chiar n-ai de unde să știi. Cel mai groaznic lucru din lumea asta, și care e? Să te mănânce în cap. E groaznic. Să nu te poți scărpina. Eu acasă mai mă scarpim pe dulapurile la bucătărie la nevastă mea, știți? Zice, nu te mai scărpina, că mi toată vopseaua de la dulapuri. Cine vine la noi zice, bă, ce, ce bucătărie cu model ai? Zice, toate colțurile sluate, luate, știți? Auzi, încearcă odată, o încearcă. Și ascultă-mă, o să vezi ceva, îți garantez. Asta nu spun din teorie, asta nu spre deci nici în 3, nici în 5, nici în 7 puncte. Îți spun din experiența mea, îți garantez. Încearcă asta și o să vezi ceva ce n-ai văzut niciodată. O să-ți dispară toate mofturile. Toate cârtirile, toate nemulțumirile, o să fie alt om. Nu o să-ți mai trebuiască nimic, măi, nimic, nimic. Nici bani mai mulți, nici casă mai mare, nici absolut nimic. O să fie ziua pocăinții O să-ți dai seama că darurile lui Dumnezeu, atenție, nu se pot cumpăra oricâs bani ai avea. astea daruri. Ați primit vreun dar vreodată? Vă pun la test acum, surorile. Ați primit vreun dar? Un buchet de flori de la soții voștri. De la nuntă n-ați mai primit, așa-i? Ai văzut că știu eu. Auzi, dacă însuși prin definiția cuvântului dar, dar înseamnă ceva nemeritat. Și ascultă ce zice Dumnezeu. Îmi place extraordinar de Dumnezeu cum zice aici. Ce lucru ai tu, zice Dumnezeu? Și să nu-l fi, spuneți voi. Adică Dumnezeu îți dă opțiunea să spui un singur lucru pe care îl ai prin puterea ta. Spune un singur lucru pe care l-ai făcut tu prin puterea ta, prin înțelepciunea ta. Și vine Dumnezeu și zice, auzi, tot ai primit. Cum, Doamne? Păi, n-am muncit eu? Păi n-am eu două facultăți? Păi n-am alergat eu? Păi n-am făcut eu? Și vine Dumnezeu și zice, nu. Smerește-te, vă spun ceva. La Dumnezeu îi place smerenia. Nu, no, nu ne place. Dar la Dumnezeu îi place smerenia. Și Dumnezeu vine și către mine, și către tine și spune: Pune capul jos, merește-te. N-ai nimic prin puterea ta, nimic prin înțelepciunea ta, ci tot ai primit. O să vă spun ce am primit eu pentru cei care nu știți. Scurt și repede vă spun. La 10 ani m-am urcat pe un stâlp de curent prin care trec peste 20.000 de volți. Eram la 4 metri înălțimea și de acolo am căzut și în cădere m-am prins cu mâna stângă de pământare și cu mâna dreaptă de firul de curent. Curentul a intrat prin mâna dreaptă și a ieșit prin mâna stângă. A carabonizat, a ars până la os mâna până a intrat și a ars până la os mâna până a ieșit. M-a aruncat de la 4 metri direct în cap cape ciment, toți cei din jurul meu au crezut că a murit, dar îmi place să spun asta. Atunci când toți au zis că a murit, a fost unul singur care a zis să trăiască. Mărit să fie numele Lui. Cineva m-a luat pe brațe, m-a dus în grădina unui vecin, acolo m-au îngropat în nisip până la gât. M-au dus la spital la Orșova, unde eu m-am născut, eu m-am născut în Orșova. Poate știți zona aceea, a trecut la Sârbi pe acolo, da? Care au trecut pe timpul lui Ceaușescu, pe la Dunăre. Așa, m-au dus la Timișoara, la spitalul de copii. Și aici, direct la spitalul de copii, s-a uitat la mine și la părinții mei și a zis el, puneți-l într-un pas și lăsați-l să moară, în 24 de ore va muri ce o să trăiască. Nu, nu poate să muncească, nu va munci niciodată, va fi o povară pentru familie, pentru societate. Puneți-l într-un pat și lăsați-l să moară. Și m-au pus într-un pat și așteptați să mor. Dar spun încă o dată, în dreptul meu Dumnezeu a rostit viața. Și ascultați, a trecut o zi, două, trei, patru, repet, după calculele lor trebuia să mor în 24 de ore. Și a trecut patru zile, cinci zile, nu s-a întâmplat nimic. În a cincea zi Dumnezeu a trimis acolo în spitalul un om. Un om care m-a operat, care m-a salvat. Fostul director al spitalului. Un om necredincios. Mai zic o dată. Un om necredincios. Și de deci ce am zis asta? Omul ăsta care m-a operat, care m-a salvat, fostul director al spitalului. Omul ăsta care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. N-a fost în viața lui într-o adunare. Și m-am întrebat eu cum, doamne. Pe hai să vedem. Adică ai vorbit unui om necredincios. Fii numai atent. Fii numai atent. Și ai spus tu, Doamne, la omul ăsta necredincios, scoală-te, îmbracă-te, du-te, că vreau să te folosesc, că am nevoie de tine. Și ăsta s-a dus la cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am gândit, pe păi, Doamne, de câte ori nu mi-ai zis mie? Dar hai să-ți spun ceva. De câte ori nu ți-a zis Dumnezeu ție? Scoală-te, du-te, că vreau să te folosesc. Am nevoie de tine. Și noi știți cum am zis de multe ori, nu știu cum ziceți voi, dar vă spun cum zicem noi pe la Timișoara. Domnule, m-aș duce, dar s ocupat. Tu vezi că e mult de lucru. S-a obosit. Iertați-mă că spun, dar spun. Ne-am născut obosiți. V-am spus și data trecută, dacă vă amintiți, vă spun și acum. Am un prieten care nu are două picioare, e prietenul meu. Stă într-un cărucior. Și acum ascultă paradoxul. Știi ce face omul ăsta fără două picioare? Știi ce face? Aleargă pentru Dumnezeu. Îmi place să zic asta. Ai văzut în viața ta un om fără picioare să alerge? Ai văzut? Uite că în lumea lui Dumnezeu se poate. Că Dumnezeu e specialist în imposibil, fraților. El alege lucrurile mici și slabe să le facă de rușine pe cele mari și pe cele tari. Că oameni fără picioare aleargă pentru Dumnezeu. Oameni fără mâini lucră pentru Dumnezeu. Și tu, fii sincer, tu, fă o cercetare. Ce faci tu Este o biserică în Timișoara, micuță, îmi place să mă duc acolo ori de câte ori am ocazia să-mi liber. E specială biserica asta, n-am mai întâlnit așa biserică niciodată. Și de ce e specială? Auziți, acolo oricine vrea să fie membru, trei luni are grație, ca la bancă, nu plătește nimic. Dar după trei luni vine păstorul la tine și te întreabă, auzi, frate? Acolo pe ușă, la intrare, este o listă. Și pe lista aia scrie evangelizare în Oltenia, vizite la spitalul de oncologie, vizite la bolnavi, evangelizare la pușcărie. Tu în ce listă te-ai înscris? Păi, frate, eu nu am înscris în niciuna, că eu sunt mai turist, așa, mai... Și ce zice păstorul de tine? Auzi, frate, nu te supăra. Dacă nu te-ai înscris în niciuna, în nicio listă, la noi în biserică nu poți fi membru, nu te supăra. Du-te unde vrei tu, că sunt 37, 38 de biserici în Timișoara. Dacă vrei să fii membru aici, tu trebuie să faci ceva. Tu trebuie să fii implicat în ceva. Minunat, nu? Știți că în orice fel de biserică și la voi la fel, și acum n-am timp să vorbesc despre asta, nici nu vreau, sunt trei feluri de credincioși. Unii care trag la carul Evangheliei și ăștia puțin, păstorii doi, trei pe lângă ei. Alții care stau în car să fie trași. Și ăștia sunt mulți. Știți că 90% din toți membrii bisericilor noastre nu fac nimic? Stau să-i tragă alții? Și mai sunt unii care nici nu trag la car, nici nu stau în car, nu mă bagă bețe în roate. Că avem și din ăștia. Aveți și voi. Nu vă fie teamă. Nu scăpați. Acum nu știu unde ești, nu știu ce faci, dar aș vrea să te întreb așa. Să a dat Dumnezeu două mâini, două picioare. Mulțumesc că mi-a spus ceasul. Chiar mă uitam, mă zic, n-am ceas, cum să fac acum? Aș vrea să te întrebi acolo unde ești. Cum te folosește Dumnezeu pe tine? Atâta să știi. Că dacă Dumnezeu se poate folosi de unii fără mâini, de unii fără picioare, poate Dumnezeu și de tine. Și v-am spus eu și data trecută, și să nu l -o, l o las ca o laudă, în fiecare an, în noaptea de anul nou, îi spun Domnului, Doamne, am multe dorințe, multe rugăciuni înaintea Ta. Dar știți care mi-e prima? Știți ce îi spun Domnului? Întâi de orice! Îi spun Domnului așa, Doamne, anul ăsta în care am intrat 2021, cea mai mare dorință mea este asta, să te folosești de mine și de viața mea, ca măcar un suflet, unul singur să vină la pocăință prin mine anul ăsta, unul, și atunci știu că n-am trăit degeaba. Măcar unul. Acum eu nu te cunosc, nu știu viața ta, dar vreau să te întreb din partea Duhului Sfânt. Puneți întrebarea acolo unde ești. Nu te știe nimeni, numai Dumnezeu te cunoaște. Puneți întrebarea asta. De câți ani ești tu credincios, frate și soră? În toți ani ăștia, câți oameni au venit la pocăință prin tine? Câți? Prin viața ta, prin trăirea ta, prin faptele tale, prin cuvintele tale. Să știți că nu-i nimic mai măreț ca să mai frumos ca asta. M-a întrebat o dată un frate de aici în Chicago, eram și mi-a zis, frate, care, care zici tu că e cea mai mare bucurie? Și care e cea mai mare bucurie? I am spus, frate, să vină un om la tine să spună, știi? Într-o seară am vrut să-mi iau viața. Și am pus mâna pe telefon, zice el, și te-am sunat pe tine. Și mi-a zis așa, Spunem ceva în 5 minute, că altfel îmi iau viața. Și, și în seara aia Dumnezeu mi-a schimbat viața și astăzi sunt un om nou, salvat, iertat, mântuit. Mi-am pierdut familia, am amănetat casa la jocuri de noroc, a plecat soția de la mine, eram distrus, disperat. M-am urcat pe un cap de pod să mă arunc în apă. Și în timpul a sunat telefonul, zice. Și cineva a zis, nu vrei să vin seara asta la biserică, că vine la noi în biserică un om fără mâini. Și a zis, el vin. Dar oricum, când ies din biserică, mi-au viață. Și în seara aia l-am văzut că a venit aici în față, prăbușit și a căzut în genunchi. Și se scutura cam așa pe el de plâns. Deci a fost seara când Dumnezeu m-a vindecat, m-a eliberat, m-a salvat. Păi, fraților, nu e nimic mai frumos în lumea asta ca asta. Nu există. Să știi că Dumnezeu te-a folosit pe tine să smulgă un suflet din ea. Și cu durere spun, la foarte mulți credincioși, le-a trecut viața. Ce trist e să-ți viața și să te gândești că mai un pic și te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu și te înfățișezi cu mâinile goale. Merge voi cu mâna goală, spune o cântare, înaintea Domnului. Repet, Dumnezeu s-a folosit de un om necredincios. Asta spune multe, asta aici învățăm mult. Eram undeva într-o biserică și am ieșit în hol acolo și doi tineri vorbeau. Și unul zice către altul, mă zice, dacă nu cânt eu în față, la laudă și închinare, nu mai cântă și ați morți fără mine. Eu i-am auzit. M-am apropiat de ei și îi zic, auză, stai liniștit. Cântă grupul și fără tine, nu s-o greși. <laughs> că lucrarea lui Dumnezeu nu stă nici în mine, nici în dumneata. Că dacă eu nu mă duc, credeți voi că Dumnezeu de faliment? Dacă eu nu fac, credeți voi că nu are cine să facă? Are Dumnezeu bărbați și femei. Și asta m-a încurajat. Când Dumnezeu vorbește unui om nepocăit, extraordinar. Și spune la ăsta nepocrit scoală-te și du-te. Și ăsta s-a dus. Că Dumnezeu nu rămâne fără slujitor niciodată. Că faci tu, că nu faci. Dumnezeu nu rămâne fără slujitor. Nu mă ascultă, mă. Răsplata nu va fi a ta. Dacă nu ești gata să zici, Doamne, sunt aici, la dispoziția ta. Cheamă-mă, te voi asculta. Revin. Am stat trei luni în spital, trei luni de suferință, de durere. Vă mă mărturisesc, mi-e greu să vorbesc despre asta. Am ajuns acasă după trei luni de spitalizare și am început să mă cert cu Dumnezeu. Poate că te-ai certat și tu vreodată în viața ta cu Dumnezeu. Eu m-am certat cu Dumnezeu recunosc șapte ani. Până într-o seară când în biserica mea a venit un om care a zis Dumnezeu nu greșește niciodată. Și Dumnezeu nu denimă nimănui mai mult decât poate să ducă. A fost seara după șapte ani când i a spus Dumnezeu, Doamne, mulțumesc și pentru ce mi-ai dat, mulțumesc și pentru ce mi-ai luat. Asta e greu, într-adevăr e greu. Cine zice că nu e greu, iertați-mă că spun asta, minte. Sai tu puterea, asta e o putere, să-i mulțumești Lui Dumnezeu și pentru ce ți-a luat. Hai să fim sinceri. Că noi nu-i mulțumim Lui Dumnezeu nici pentru ce ne-a dat. E adevărat? Când ai ajuns să-i mulțumești Lui Dumnezeu pentru ce ți-a dat, ești în clasa întâi la grădiniță. Asta face oricine. Acum ascultă-mă. Când ai ajuns să-i mulțumești Lui Dumnezeu pentru ce ți-a luat, oho, ești deja la facultate. Asta nu face oricine. Asta e o clasă mai înaltă. Dar a fost o zi în viața mea când i-am spus Domnului așa, Doamne, mulțumesc pentru ce mi-ai dat, pentru ce mi-ai luat și pentru ce mi-ai lăsat. Și vă spun repede, repede, ce mi-a lăsat Dumnezeu mie, pentru cei care nu știți. Aveam 10 ani, când am deschis ochii și m-am văzut fără în două mâini, am făcut o rugăciune ca un copil. Știți, copiii se roagă așa de sincer. Și am spus Domnului, Doamne, nu știu de ce tu ai vrut să trăiesc așa, dar dacă tu ai îngăduit să trăiesc așa, eu știu și cred, Doamne, că dacă tu vrei, tu poți și ai puterea chiar să-mi dai mâinile înapoi. Am crezut ca un copil. Știți care a fost cea mai mare a mea? Că trecut un an, doi, cinci, zece, cinci, pe șapte, ani și mă rugam tot așa. Am nu mai eram copil. Dar îmi trecea o seară, îmi trecea o din viața mea să îmi spun Domnului, Doamne, dacă vrei, Tu poți. Ce nu poți, tu, Doamne? După 19 ani, într-o zi de toamnă, Dumnezeu a ascultat rugăciunea mea. Și mi-a dat Dumnezeu mâinile înapoi prin soția mea care este aici cu mine și am spus-o că nu pot să nu spun, că nu vă supărați ce spun acum. Mi-a dat Dumnezeu cea mai bună, cea mai frumoasă, cea mai credincioasă soție din toată lumea asta. Amin. Putea să spuneți la mine, mai tare că nu mă supăram. Mulțumesc, mulțumesc. Sunt în de 21 de ani. Și dacă la ora 12 noapte, la 1 noapte am nevoie de ceva, soția mea e în picioare. Nu spun că o laudă, să știți. Copiii și smarturi la ce spun acum. Niciodată în 21 de ani soția mea n-a țipat la mine. Niciodată în 21 de ani soția mea n-ar ridicat tonul la mine. 21 de ani, repet, mă spală, mă îmbracă, mă hrănește, mă îngrijește. Și spun în fiecare biserică că mă îmbracă bine, așa e? Că mă îmbracă bine. Foarte bine, mulțumesc. Într-o zi la școală la frica noastră care e aici, era aia mai micuță, învățătoarea a pe cei din clasă care e modelul vostru în viață. Știți când eram noi copii, ne întrebau profesorul la școală ce vrei să te faci, nu? Sau care e modelul? Fiecare copil are un model. Și fiecare copil s-a ridicat și a zis ceva și a ajuns și rândul ei. s-a ridicat în picioare frica noastră și a zis așa, eu când o să fiu mare, o aș vrea să fiu, aș vrea să semăn cu mama aș vrea să fiu ca mama. Mi-a binecuvântat Dumnezeu că a trimis-o în casa noastră, cum îmi place mie să spun. E și frumoasă și deșteaptă seamănă cu taică -sul. E minunată. Acum 14 ani Dumnezeu ne-a dorit încă un băiețel și acum 12 ani Dumnezeu a trimis în casa noastră încă un băiețel. Dar ai putea să faci ceva. Și tot am auzit în biserici, Genul ăsta de expresie. Întreb, cum e frate la voi la biserică? Mai întreb. Măi frate, zice, frumos, dar multă teorie. Așa, zice, ceva abstract, așa, teorie multă. Nu, nu mă regăsesc, zice, așa. Uite, fă ceva practic acum. Îți, fac, îți spun să fac ceva practic. Du-te acasă. Și uite-te în ochii copilului tău. Poate e aici. Uite-te în ochii fetei tale. Dacă nu, pune mâna pe telefon și sună. În ce alt și întreabă pe băiatul tău, frate, întreabă pe fata ta, soră, întreabă draga mea, vreau să te întreb ce nu te-am întrebat niciodată, ți-ai dorit tu să fii ca mine? Ăsta da examen. Acum ascultă-mă, dacă băiatul tău, dacă fata ta, soră, zice da, da, mama, da, tata, vreau să fiu ca tine, vreau să semăn cu tine, vreau să-L iubesc pe Domnul cum îl iubești tu. Dacă copilul tău zice așa că de tine, Înseamnă că să ai trăit viața de credință cum trebuie. Nota 10. Dar s-ar putea să ai o mare surpriză, soră. S-ar putea să zică fata ta către tine, mama, după cum te ceri tu cu tata acasă, că trei zile nu vorbiți unul cu altul, nu prea vreau să fiu ca tine. Înțelegeți, dragii mei? Acum două săptămâni, trei săptămâni în urmă am fost undeva în zona, în Suceava, în zona Bucovina, la câteva biserici acolo și am ieșit din biserică. nu pot să uit asta. M-a marcat experiența asta. Și a venit după mine un tânăr la 18 ani, înalt, frumos, sănătos, cu lacrimi în ochi, nu putea să-mi spună de plâns. Și -a zicea, frate, mama și tata sunt în adunare. Și ăștia să rogă tare. Dar casa noastră e praf. Nu știe nimeni, zice. Nu vreau să am așa o familie cum au ei. Nu vreau să trăiesc cum trăiește mama și tata. Înțelegeți, fraților, ce responsabilitate ne-a dat Dumnezeu în casele noastre? Vă mărturisesc că și pe noi gândul ăsta de multe ori vorbeam cu soția mea când altă dată plecam vinerea în misiune, veneam marți acasă. team o zi acasă, miercuri, joi, plecam iarăși. Și am zis, Doamne, noi nu putem să ne ocupăm de copii ăștia așa cum trebuie, că suntem mai plecați tot timpul în lucrarea ta, dar Doamne, ocupă-te Tu de ei. Și fraților, am făcut o înțelegere cu Dumnezeu, dacă pot să spun așa. I-am zis Domnului, Doamne, Doamne eu mă oblig să mă ocup de lucrarea ta și tot Dumnezeu din ceruri obligă-te să te ocup de lucrurile mele, de casa mea. Și ne-a fost mare bucurie că Dumnezeu nu ne-a lăsat să ne facem de râs niciodată. Acum nu spun aici că iudite aici ea să n-audă ce zic. În vara trecută când a terminat școala și au fost printre singurii 12 elevi din tot județul care au luat nota 10 la bacalaureat. Știți, noi avem prieteni în Timișoara care și-au dat copiii la meditații de pe clasa 5-a. Meditații, meditații, meditații. Și-au luat nouă. Și am zis, cine, cine e acela care înalță decât Dumnezeu? Cine acela care poate să ridice decât Dumnezeu? Păi când Dumnezeu lasă binecuvântarea, este binecuvântare. Într-o zi băiatul nostru cel mic a venit la mine și mi-a zis, tata, noi vrem să-ți facem un cadou. Și am zis eu că tu el ce cadou să-mi faceți? Deci el, uite, vrem să mergem cu tine la magazin, că vrem să-ți cumpărăm mânuțe. El dacă vedea că noi cumpărăm lapte, zahăr, mă rog, tot ce l-am... s-a gândit că s-ar putea cumpăra și mânuțe tată. tata. Știți, am fost pus într-o situație foarte... M-am gândit, cum să-i spun eu că asta nu se poate? Puneți-vă în locul meu. Și am încercat să o colesc asta și am zis, dragă tată, mulțumesc că vreți să-mi faceți cadou să dar știi, mânuțul tata stare scumpă și voi nu aveți bani să le cumpărați. Dar să vedeți copii, copiii specialiști în soluții, ăștia găsesc soluții întotdeauna. O să ăsta mic din scaun, s-a la noi prin bucătărie, tot căuta pe acolo, prin sertare, nu știu ce căuta. Până la urmă vine la mine cu un leu. Știți, un leu la românesc, nu știu dacă știți voi, așa. O vine cu un leu la mine și așa cu o față serină mi-a zis, tata, S-a rezolvat problema, zice. Avem bani. Așa, așa, cu așa o credință, cu așa o siguranță. Deci eu mâine de viață mergem să mergem să-ți cumpărăm mânuța, avem bani. Și atunci am gândit, am auzit o predici despre credință, o mie de predici. Dacă așa, asta niciuna. Atunci mi-am dat seama ce înseamnă să crezi ca un copil. Eram într-o biserică undeva în Germania și vorbeam aici la microfon și ăsta micu așer a ieșit în curtea bisericii și a găsit pe jos în parcare un cui ruginit. V-am spus eu și data trecută. Și-a luat cuiul în mână și a pus ochii pe cea mai nouă mașină din parcare. <laughs> un BMW nou nou. Și s-a dus cu cuiul în mână și a zgâriat-o toată, a desenat-o. Mi-am dat seama că e bun la desen. Am zis că îl dau la desen. Acum. Fac pictor din el. Când am ieșit, eu m-am uitat la Ligia era acolo la ușă, m-am uitat la fața ei cu o cunosc, -am, am văzut schimbat așa la față, zis, ceva s-a întâmplat. Când am ieșit, proprietarul mașinii m-a așteptat lângă mașină și mi-a zis, auzi, zice, frate, frate, de acum ești bun de plată. Eu și ce am făcut? Vă spun un secret, să nu spuneți la nimeni, bine? Rămâne între noi aici. Deci totdeauna, fraților, când trebuie să plătesc ceva, auziți, totdeauna, mă uit în sus și Domnul mă scapă. Să știți că funcționează asta. Încearcă numai. Am zis atunci, Doamne, fă -o, o minune, dar astăzi, nu mâine. Acum a fost o minune. S-a adunat oameni acolo. La un moment dat mă trezesc că vine unul și zice, ce s-a întâmplat? Păi zic, uite, ăsta mică meu zgărea mașina și acum de plată. și au zis fratele să stai liniștit că o plătesc eu pe toată. Amin. Așa da, frate. Am zis, are Dumnezeu oameni. Nu se lasă Dumnezeu fără slujitor niciodată. Am plecat spre casă cu soția, cu copii și eram supărat rău de tot. Eu cine mă cunoaște poate să confirme. Eu nu-mi ies niciodată din așa. Cardeleanul ăla de pe, linia, de pe calea ferată nu sar. Știți? Dar atunci eram supărat. Eram foc. Am zis că când ajung acasă îl pedepsesc pe ăsta mic. Mă gândeam cum să-l pedepsesc acum. Acum voi nu știți tinerii de aici. Pe noi, părinții noștri în România, când făceam prostii, ne puneau cu genunchii pe coș de nuci. Știți? Și cu mâinile în sus. Așa ne pedepseau. Nu, frate, vă amintiți? Nu? Mă gândeam cum să-l pedepsesc pe ăsta mic. Mă gândeam să-l bat, acum să-l bat. Știți? Toate planurile mă gândeam eu, ce va trebui fac cu el. Auziți, am ajuns acasă și când eram gata, gata să-l cert, o uitat ăsta mic spre mine, a deschis amândouă brațe, amândouă mâini, parcă îl văd și acum. M-a îmbrățișat cu amândouă mâini, m-a strâns cât a putut el de tare și spus scătă mine, tata, te iubesc. Fraților, într-un minut, mi s-au evaporat toate pedepsele. Credeți că am mai putut să-l pedepsesc? Dar zic că el, mă, dați seama ce ai făcut? Și o zi în lângă o dată, tata, te iubesc. Frații mei, ascultați-mă și cu asta închei. Atunci m-am gândit, parcă mi-a zis Duhul Sfânt așa în mine, hei, când ai zis tu lui Dumnezeu ultima oară în viața ta, tata, te iubesc. Și amintește-ți, acum spun eu ție, spiritual vorbesc, amintește-ți, câte mașini ai zgâriat tu în viața ta? Aia ai. Câte faruri n-ai spart, câte cauciucuri n-ai desuflat. Că dacă ar pune Dumnezeu păcatele tale pe ecranul ăsta aici sau acolo, se le vadă toți, te-ai băgat pe pământ de rușine. Oare că a fost ziua aceea sincer când ai zis tu lui Dumnezeu, tata, așa cum sunt eu. Mai scăpătesc, mai cad, mai zgârii cât o mașină. Dar așa cum sunt eu, tata, vreau să spun că te iubesc. Și că asta e cel mai greu. Orice în lumea asta se poate spun, numai dragoste cu forța nu se poate. Nu poți să spui cuiva, te iubesc dacă... Și de ce nu poți să-i spui? Că se simte. tineri îndrăgostiți, știți voi, nu? Că ați -am, am și voi tineri îndrăgostiți. Îi spune la prietena ta, la soția ta, te iubesc, ea zice, să uită la tine. Mă zice, nu prea, te simt că nu... Dar cum, dragă, că... Mă, da, eu te... Asta se simte, mă. Eu am un prieten, mergeam cu el în misiune de multe ori și zice el, mă, dar tu zai, dai seama, eu, zice, eu nu i-am spus nici la nevasta mea din ziua anunții, te iubesc. Zic, cum așa ai făcut tu? El, da, așa și eu mai bărbat între ghilimele, știți? Și zic către el, acum pui mâna pe telefon și o sun pe soția ta acasă unde ea și îi spui că o iubești. O să o la față, vă dați seama, ce cum să fac așa, frate? Zic, faci așa cum vă spun eu, avea peste 50 de ani. Și nu i-a zis de la nuntă, vă dați seama. A luat telefonul, dar nu mai găsea numărul, știți? <laughs> să făcea că eu eram cu ochii pe el, zic, acum suni. Până la urmă o sunat și o zis că treia, draga mea, te-am sunat să spun că să uita la telefon, să uita la mine. Că te iubesc. Și ea de-a dreptul speriată. Și ce a zis către el? Dar draga, ai pățit ceva? Zice. Ești în regulă? Sigur nu s-a întâmplat nimic cu tine. dă mi pe fratele Sergiu, zice, că s-au gândit că... Zic, stai liniștită, dragă, că e bine. Acum e bine. Până acum nu prea o fost la... Dar... Auzi, nu poți să-i spui cuiva te iubesc și să nu fie așa, că se simte. Îți mărturisesc ceva. În fiecare zi din viața mea, îi spun Domnului așa. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te voi iubi Mere Haideți să ne ridicăm pe picioare Aș vrea să mai cântăm o altă strofă asta Și chiar dacă ți greu să spui Aș vrea Să-ți deschizi inima și gura și să-i spui Domnului Seara asta, Doamne, nu ți-am spus de mult Nu ți-am spus niciodată Știți, am un prieten la Timișoara care lucrează în poliție Inspector în poliție și într-o seară m-a sunat și mi-a zis, vino repede până la spital. Noi stăm aproape de spitalul județean din Timișoara. M-am îmbrăcat soția mea, am fugit la spital și acolo prietenul meu mi-a zis, aici în salonul ăsta, ziceam, un coleg, un polițai, are 33 de ani, a avut un accident și a rămas fără amândouă picioare. Zice prietenul meu, am încercat să intrăm la el, să-i spunem ceva despre Dumnezeu, să-l încurajăm cum se face și ne-a scos afară pe toți. Zice. Acum, fraților, am stat la ușă și am zis, Doamne, eu o să intru la omul ăsta, dar... dăm tu cuvinte. Aveam eu, vă mărturisesc acum, vă spun un secret, aveam eu predici pregătite și în trei puncte și în cinci, dar am zis, dacă tu nu-mi dai un cuvânt acum, Doamne, mă scoate ăsta afară în șuturi. Între ghilimele, între șuturi, că nu avea cu ce. Am intrat la el în salon, m-am pus pe patru în ghiel, fraților, și am spus tot ce mi-a dat Duhul Sfânt să spun. Când am terminat, parcă îl văd, să uita la mine cu lacrimi în ochi băiatul ăsta și spunea el așa, am avut de gând, zice el, când ies din spital să-mi iau pistolul din dotare și să-mi trag un glonț în cap. Dar astăzi, zice, mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a iubit sufletul. Pot să fiu iertat, salvat, mântuit. După câteva săptămâni am fost invitat la o evanghelizare, când m-am ridicat în picioare să vorbesc pe prima bancă, așa cum stă fratele aici, am văzut un băiat într-un cărucioar. Când m-am uitat mai bine la el, am recunoscut, era polițaiu. Am făcut semn la doi tineri de aici, de la grupul de laudă, și s-au dus la el, ascultați, a luat cu tot cu cărucior și l-a ridicat peste toate băncile și l-a dus aici în față, lângă mine, lângă, lângă microfon, l-a dus cu tot cu cărucior. Și am cântat cu el cântarea asta. Te iubesc, Iisuse, imaginați o sală plină. <laughs> și înaintea lor, un om fără mâini și unul fără picioare. Ce interesant, nu? No? Și ăștia cântau cu toată inima, te iubesc, sus. Dar știți, m-am uitat în sală, cum mă uit la voi acum. Și am văzut pe unii tare plictisiți. Beton. Vă întreb ceva. Voi ați văzut pocăiți din beton? Ați văzut? Eu am văzut. Mi-a dat Dumnezeu harul ăsta să văd. Din fier beton de la de 18. Nu, la voi nu cu fierul. La noi, în România, când construiești o casă, baci fier aici la voi cu lemnul. Fier beton de la de 25 de la construcții. Nu-l mai mișcă nici cu buldozerul. Am zis, cum se poate, mă, înaintea ta stă om fără mâini și unul fără picioare și ăștia cântă cu toată inima, te iubesc, și săști tu în bancă, taci. Asta nu înțeleg. Vreau să mai cântăm o altă strofa asta. Pot să ne ajuți și noi? Ne... Hai, te rog. Ne găsești tonul până la urmă. Te iei după noi. Am văzut că ați cântat, dar n-ați cântat toți. Și acum ascultați-mă. Nu vă las în seara asta, până nu cântați toți. Cum îmi place mie să spun, dacă vă da domnul pe mâna mea, nu mai scăpați. <laughs> Dăm voie să spun ceva. Ți-a făcut domnul bine? După amia asta. Ți-a făcut domnul bine? Ți-a făcut domnul mult bine? N-ar trebui să cânți. Ar trebui să strigi cu toată puterea ta. Te iubesc! Isus te iubește, Isus te iubește, Isus te voi iubi mereu, te voi iubi mereu. Nu am să mai cântăm o dată, dar vreau să vă spun ceva. În ziua anunții noastre, când soția mea era mireasă, era îmbrăcată în roche albă, era așa de frumoasă, acum e și mai frumoasă, să știți. Era așa de fericită. Radia fața ei de fericire. Cineva a vrut să o încurajeze între ghilimele și i-a zis așa, o să fii singura mireasă neîmbrățișată. Omul să nu te va putea îmbrățișa niciodată. Și m-am uitat pe fața ei că parcă s-a întristat un pic. Parcă i s-a dus din bucurie. Nu știam ce să fac. Le am zis așa, draga mea, un singur lucru pot să spun. Că va veni o zi când vom sta toți în picioare, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini și vom cânta o cântare nouă. A fi ziua când o să te strâng în brațe tare. Am zis, pregătește-te de pe acum. O să te strâng tare de tot. Am, nu, nu știu cui vorbește Duhul cu Sfânt, dar poate tu ai două mâini și n-ai îmbrățișat-o pe soția ta de ani de zile. Poate nu i-ai adus un buchet de flori de 10 ani. Poate în loc să mângâi cu mâinile tale, ai arătat, ai învinuit cu degetul tău. Ai lovit chiar. Și ce îmi pare rău? Ca așa să-i spun Domnului astăzi, Doamne, te iubesc și să înalți mâinile mele către cer. E trist că unii care ar vrea să înalți mâinile către cer nu pot, iar alții care pot, nu vor. Hai, faceți-mi bucuria asta. Cântăm încă o dată strofa asta și dacă vrei, numai dacă vrei, înalță mâine tare către cer, iar dacă nu vrei, fă pentru mine. Poți să faci asta pentru mine? te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te voi iubi mereu, te voi iubi mereu. Și ca o declarație de dragoste se spune Domnului, Ești cel mai frumos Și nimeni nu-i ca tine Îți cântă florile Te adoră zorile Ești cel mai frumos Ești cel mai frumos Mă reci tot ce ai creat, ești Doamne minunat, ești cel mai frumos. Am așa să stăm cu ochii închiși așa, în timp ce pianul cântă. Vă mă mărturisesc că am vrut să mă pun jos, dar Duhul să nu m-a lăsat. Îi cer permisiunea, fratelui așa, în două minute doar să mă îngăduie. Mi-e foarte greu să spun asta, dar trebuie să spun. Vă mărturisesc că m-am luptat mult să spun sau să mă spun. Sunt aici unii tineri și nu puțin. Repet, nu puțin. Sunt aici și sunt legați Într-o intrat în camera ta, ai deschis telefonul, ai dat cu degetul pe ecran și ai văzut toate porcările, toate mizerile din lumea asta. Și de atunci ești legat. Și nu știe nimeni. Că asta nu poți să spui nici la păstor, nici la mama, nici la tata. Și toată lumea zice că tu ești băiat bun, dar numai tu știi ce murdar ești. Și ești aici. Și ai vrut să te deslezi singur și n-ai putut. Și seara asta Domnul mi-a făcut de cunoscut că ești aici. Și mâinile tale spătate. Și tu vii și când și te rogi și te închini tu știi cum ești pe dinăuntru. Aș vrea să stai cu ochii Nu te pun să ridici mâna în sus, că nu o să faci și nici nu vreau. Nu ăsta e scopul meu. Dar dacă ești aici și ești legat de asta, spune Domnul acolo unde ești, Doamne, ăsta-s eu, mai ai descoperit asta Nu știe nimeni, nici mama, nici tata, în seara asta vreau să rup lanțul ăsta de peste mine. Și repet, spune-i în seara asta cu gura ta, Domnule, așa. Eu de tine am nevoie Am nevoie mare Tu ești neprihănirea mea și mea apăra Dacă prin puterea ta nu o să poți să te rupi asta niciodată Deschideți gura și spune, Doamne, am nevoie de Tine. Am nevoie de Tine să rup lanțul ăsta, să rup legătura asta, să-mi dai o inimă nouă, să-mi iei vina asta de pe mine. Și-aș vrea să plec din seara asta un om liber. Deschideți gura și spune, Eu de Tine am nevoie. A, ah, nevoie mare. Tu ești neprijirea mea, șa mea apărat. Și dacă te recunoști ești aici ca un om cârtitor, un om nemulțumitor, poate toată viața ai fost așa. Poate că Duhul ăsta s a dat târcoale și poate recunoști că așa ești tu. Nemulțumit de soție, nemulțumit de copii, nemulțumit de unul, nemulțumit de altul, nemulțumit, veșnic nemulțumit. Spune Domnului în seara asta, Doamne, aș vrea să-mi dau inimă nouă, Doamne. O inimă mulțumitoare, spune Biblia, are un ospăț necurmat. Am nevoie de Tine, Doamne, în viața mea. Am nevoie să schimb inima mea, am nevoie să schimb viața mea, să schimb familia mea, să-mi dai o direcție nouă, Doamne. Am nevoie de Tine, Doamne. Mulțumim, Doamne, că în seara asta Tu ne-ai atins pe toți. Mulțumim că am simțit atingerea Ta. Era așa de dor de atingerea Ta. Vrem în mod special să binecuvântezi biserica aceasta, Doamne. Vrem să binecuvântezi familiile noastre. Vrem să cum te copiii noștri. Recunoaștem că tot ce avem, avem din mâna Ta. Că tot ce suntem, suntem că Tu ai vrut să fim. Și din toată inima spunem încă o dată în seara asta, Te iubim, Doamne. Te iubim din inimă, Domn. Și îți mulțumim. Amen.